Primul apostol ne-a creștinat și pe noi, se spune. În anul 60, procuratorul roman Egeatis l-a arestat la Petras, în Grecia. În ciuda a două zile de supliciu pe o cruce în formă de X, Andrei nu s-a dezis de creștinism. Fratele său Petru a murit 4 ani mai târziu la Roma, crucificat cu capul în jos, la cererea sa pentru a se deosebi de modul răstignirii lui Iisus. Despre Yahoo v-am povestit pe 19 octombrie. Mândria și mizantropia irlandezului îl plasează mai mult în rândul cailor Queens, ființe înțelepte și cu mult bun simț, întâlnite de Gulliver în celebrele sale călătorii. Juriul Nobel a decis în 1902 acordarea premiului pentru literatură unui istoric considerat a fi cel mai mare maestru în viață al timpului nostru, în arta redării istoriei, luând în considerare mai cu seamă monumentala sa istorie a Romei. Cu un an înaintea morții, la 75 de ani, scriitorul spunea: am sosit cu cometa Halley în 1835, va apare din nou la anul și mă aștept să mă duc cu ea. Ar fi cea mai mare dezamăgire a vieții mele dacă nu mă duc cu cometa Halley. Atotputernicul a spus fără îndoială: aici sunt ciudați ăștia doi fără rost, au sosit împreună, trebuie să plece împreună. A fost unul din liderii coaliției antihitleriste, însă pentru măestria descrierii istorice și biografice, precum și pentru strălucita sa oratorie în apărarea înaltelor valori umane, a primit Nobelul pentru literatură în 1953. Eruditul director al revistelor fundațiilor regale credea că majoritatea speciei noastre pare într-adevăr că se compune din imbecili de temperament, dar este bănuială că solicitările practice dezvoltă atât de tare lenea de a gândi, încât capitalul manifest de inteligență s-ar putea să fie mult prea mic față de acel latent. Condamnat pentru homosexualitate, irlandezul a înțeles în închisoarea Reading că unii ucid cu dezmierdări, mulți cu priviri de otravă, cei lași ucid cu sărutări, iar cei viteji cu spadă. A publicat peste 80 de lucrări originale în reviste de specialitate române și de peste hotare. Este autorul unui valoros tratat de teoria elasticității și s-a ocupat îndeaproape de formarea de valoroși specialiști în geometria mecanică. Celebrul floretist al epigramei și-a încrucișat rimele cu mulți boemi ai vremii. Pentru unul care tocmai publicase o carte de epigrame, a imaginat un epitaf. E greu să-ți fac un epitaf, prea ți-a fost scurtă viața ție, căci te-ai născut la tipograf și ai murit în librărie. Poetul modernist lusitan s-a descris într-o autopsihografie astfel: zice-se că invent sau că mint în tot scrisul meu. Nu e așa, pur și simplu eu simt cu imaginația, nu-mi folosesc inima, ceea ce mi se întâmplă sau e visat, ceea ce îmi lipsește sau mă împlinește, este asemenea unui strat așezat peste un alt lucru și încă peste, iar frumosul acesta e peste. Carismaticul lider al mișcării naționaliste românești din perioada interbelică a fost ucis în detenție împreună cu alți 13 membri ai mișcării la ordinul regelui Carol al II-lea. Fusese condamnat la închisoare pentru ultraj adus unui demnitar în exercițiul funcțiunii. Acel demnitar era Nicolae Iorga. Oanță a avut un sfârșit îngrozitor, însă este încă viu în memoria celor care l-au cunoscut și ascultat. Asasinii săi au fost condamnați la detenție pe viață, unul dintre ei sfârșindu-și zilele în închisoare. Talentatul scriitor și scenarist, acuzat de mulți critici post-decembriști de mistificarea istoriei în favoarea comuniștilor, a murit într-un accident rutier. Pasiunea cinegetică îl purta pe multe drumuri, ultimul terminându-se brusc pe DN22 Hârșova-Tulcea. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.